Bună dimineața, dragii mele! Bună dimineața! Cea mai bună profesoară! Da! Cea mai frumoasă! Cea mai stilată! Cea mai înțelegătoare! Bună dimineața, ele! Bună dimineața! Cărțile pe masă! Nu înțeleg. Am spus ceva amuzant? Cea mai rea profesoară! Andrian, nota 2! Doamne profesoară, eu n-am făcut nimic! Să-ți alegi cuvintele! Cristina, ți-ai făcut temele! Da, le-am făcut! Liniște! Dragii mei, v-ați făcut temele pentru acasă? Doamne profesoară, ieri m-a durut burta și nu am reușit cu temele. Probleme de sănătate, bine, bine. Doamne profesoară, mi-a intrat o oașchă în deget. Ce emoții! Vai, și n-ai scris tema, așa-i? Mă durea foarte tare și n-am scris. Dar eu am fost la o zi de naștere și mi-era foarte somn. Înțeleg. Evenimentele sunt foarte importante. Tema pentru acasă. Ați făcut? Da. Desigur că da. Eu am făcut, doamna profesoară. Eu nu am făcut. De ce? Rămâi după ore și faci tema. Și azi? Ai doi! Cum că am scăpat! Albert! Da! Tu ai făcut tema! Doamne profesoară, se poate la baie! După vă răspund, nu mai pot! Du-te, dar să vii repede! Dar se poate să-mi iau geaca, căci e frig! Mai repede am spus! Am verificat lucrările voastre de control. Albert, 5. Andrian, 3. Dani, 2. Miriam, Cristina, 8. Te bucur, da? Eu vreau de la tine 10! Bine, bine, doamne măsătoare! 10! Sper că o să am învățat să știu. Dragii mei elevi, am verificat caietierele cu evaluări la limba și literatura română și am constatat că trebuie să mai învățați. Notele nu sunt deloc frumoase. Lasă, doamnă profesoară, vom învăța noi. Vor fi notele mai frumoase până la sfârșitul anului avem noi când. Să învățăm. Vă știți să vă bucurați, dar vă rog. Puneți mâna pe carte. Aha. Eu am pus mâna pe carte, doamna învățătoare, chiar două. Miriuță, dar nu mai râdeți atât. Nu mai râdeți. A sunat la pauză. Dar dacă întârzie cineva, va avea o pedeapsă dură.
Ai întârziat? Șterge tabla. Vei fi toată ziua de serviciu astăzi. Dani, tu ce? Vrei să-l ajuți? Nu. Ești iarță, domn profesor, ești iarță! Iată acum. Nu o să dar Greta, nu o cheltuiți. Nu-ți fă tu griji. Hai, șterge. Ce ai pus în toaletă? Am stat în clasă. La pauză toată lumea. Mai vin elevii mei și a sunat la ore. Duc să văd ce fac. Ei se joacă. Dragi copilași, la ore. Bine. Hai, băieți. Voi ce, n-ați auzit sunetul? Am auzit. Era în gălăcie. Am auzit. Ție care profesoară ți-a plăcut mai tare, rea sau bună? Scrie în comentarii! Noi vă spunem de curând! Pa, pa! Pa, pa, dragile! Dragile! Dacă strângem 10.000 de like-uri, facem partea a doua! Tu vrei partea a doua? Scrie în comentarii! Acum chiar vă spunem pa, 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 pa! De ce râzi, mamă? Uitați-vă, Dani, ce ocupație are la lecție, ia uitați-vă. Andreea, concentrat la dânsul, iau. Asta-ți e vrătura lui Miriam.